bună și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am clip scurt cu câteva cumpărături din România. Nu am mers eu în România, a venit mami la mine, dar am rugat-o să-mi aducă câteva chestii pe care ori nu le găsesc aici, ori le găsesc, dar sunt extrem de scumpe. Uh, și anume primul și primul lucru de care avem nevoie uh, este așa acest șantecler. Uh, Sper că pronunț bine. Este un degresant pe care eu îl folosesc pentru uh, rufele cu pete. Câteva pulverizări din acest degresant uh, plus un pic de veniș. Las rufele pentru, nu știu, o zi, două. De exemplu, când am fost în Italia, toate hanoracele mele și am majoritatea hanoracelor albe sau cel mai închis cred că este acesta care este un crem pe absolut toate le-am pătat cu cafea și coca-cola zici că am fost un copil mic și am pătat tot ce am prins dar pătat îmi pare rău că nu v-am arătat am folosit acest chantecler un pic de veni și le-am lăsat două zile după care le-am le, -am, le -am spălat la mașina de spălat 60 de grade cam așa spăl eu rufele și au ieșit impecabile și de aceea am zis mami să-mi cumpere mai multe. Și mi l-a luat pe acesta în uh, varianta originală, cred, uh, așa cred eu. Uh, pe acesta l-am avut și înainte și a fost absolut uh, fantastic, v-am spus. Uh, mi l-a mai luat pe cel în uh, varianta cu lămâie, deci varianta aceasta universală, dar cu lămâie. Iar apoi ea a crezut că sunt diverse arome, dar de fapt mi-a mai cumpărat două care sunt uh, un pic diferite și anume, uh, acest degresant universal cu bicarbonat, acum nu știu ce să zic uh, celelalte două sunt, uh, pot fi folosite pe rufe colorate fără niciun fel de problemă. Nu știu dacă acesta cu bicarbonat poate fi folosit pe uh, rufele colorate, chiar spuneți-mi în comentarii dacă l-ați folosit și cum, uh, cum este. Uh, și încă unul care are clor în el, și norocul meu a fost că în bagaj a curs puțin asta și a decolorat ceva negru și mi-am dat seama că trebuie să fie ceva cu clor. Și mirosul a dat de gol, și.. Uh, am descoperit că acesta este, dar va fi bun pentru rufele de albe, deci cu siguranță va fi folosit și cred că aceste degresante de la Chantecler costă undeva la 15-16 lei, dacă nu mă, nu mă înșel, parcă parcă așa țin eu minte de la mami. Apoi, un lucru care la fel îmi place să-l folosesc și nu îl găsesc în Anglia, de fapt... L-am găsit la prețul de 16 lire, ceea ce, nu știu, mi se pare uh, mult, prea mult. Sunt parfumele de, parfumurile de rufe de la Chifra, uh, În România, cred că costă 40 și ceva de lei un astfel de uh, ulei parfumat, eu aș spune, pentru că este uleios și de aia aș spune eu că e ulei parfumat. În varianta mea preferată și anume ocean, asta e varianta mea preferată de la uh, ei. Și am rugat o să mai aducă și pe acesta uh, fresh forest cu pin, cred că miroase așa pina brad. L-am mai avut și mi-a plăcut și acesta uh, foarte mult, are un miros așa fresh și uh, curat. Și o altă chestie pe care o mai găseam aici, dar trebuia să fac o comandă mai mare sau plăteam și transport și am zis, dacă tot vine mami, ok, e ok să pună în bagaj. Este parfumul de la Tezorii Oriente Japanese Rituals. Îmi place la nebunie, este unul din parfumurile mele favorite și mai avem unul dacă care este aproape gol și de aceea am spus să-mi aducă o rezervă. De celelalte parfumuri de la Tezorii pe care le-am prea aș spune că m-am prea atins, dar acesta miroase atât de floral, fresh, curat, ușurel, dar în același timp se menține. Deci știu că l aveam pe un capoțel din acela de purtat în casă. Pe acel capoțel s-a menținut mai bine de o săptămână, are mai bine de o săptămână de când l-am pulverizat. Și încă e acolo, încă când iau capotul pe mine se, se simte, îmi place, doamne, doamne, nu pot să vă explic cam cât de mult îmi place acest parfumel și mă bucur că am rezervă la el pentru că ăsta, nu știu, mai ține de câteva pulverizări. Aceste parfumele de la Tezori sunt la 100 de mililitri. Le-am văzut și, și în Italia, din păcate nu am avut loc în bagaj să-mi pot aduce pe câteva. Iar atunci când am realizat că trebuie să-mi să achiziționez un bagaj de cală, era deja prea târziu să mai merg la cumpărături. De fapt, nu era prea târziu, era chiar târziu. Era 10 și jumătate și noi urma să plecăm la 6 dimineața. Deci n-aș fi mai avut de unde să mai cumpăr parfumele din acestea de la Tezorii, dar sper că mai am, o să mai am ocazia, poate când merg în România, chiar aș vrea să mai încerc, pentru că deși uh, unele dintre ele sunt prea puternice pentru mine, prea înțepătoare, acesta pur și simplu m-a dat pe spate și cred că mai e unul care m-ar tenta pe mine așa și anume acela cu floarea de orhidee. Chiar dacă aveți recomandări de parfumuri de la tezori, dar care să fie așa, genul acesta, mai, mai suav, mai, nu știu, fresh, dar nu prea fresh. Pentru că, de exemplu, am pe acela talasoterapii care este mult prea fresh pentru gustul meu. Mai am Bizantium, care este agreabil, dar pe o vreme foarte rece. și mai am pe acela Persian Dreams, care, nu știu, din punctul meu de vedere este mult prea puternic. Acesta preferat îl recomand, încercați-l. Și cam astea au fost toate produsele pe care mami mi le-a adus din, din, România. Și ca să fac așa un, o recomandare uh, pentru cei care urmează să călătoriți în România, mai ales în timpul verii, când în august, când prețurile la biletele de avion sunt extrem de mari, Uh, a intrat pe piață o nouă companie, Dan Air se numește, iar eu mi-am cumpărat bilete pentru anul viitor, pentru vara viitoare, cu un preț super, super accesibil. Uh, când spun super, super accesibil, uh, mai mic de jumătate din prețuri celor de la Wizz și voi știți că în luna august, pentru o familie de patru persoane, biletele de avion depășesc 1.500 de lire dacă le cumperi din timp. Ei bine, le-am cumpărat sub 1.000 de lire. A fost un preț fantastic. Cei de la Dan Air au și bagaj de cală inclus uh, și nu trebuie să ției cu poți să ții acela de mână cu care se obișnuia să se călătorească înainte. Acum nu mai ai dreptul decât la un rucsac, sau dacă plătești, ai dreptul la trollerul acela de mână. Și mai au inclus un meniu în avion, adică un sandviș și o băutură, dacă nu, mă, dacă nu mă înșel. Cam atât cu cumpărăturile și recomandările pentru cei care stați în străinătate, dar sunteți români la fel ca mine și uh, trebuie să călătoriți în România sau vreți produse care se găsesc uh, în România. Nu uita să dai un like acestui clip, să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o încă. Eu vă pup și ne vedem în clipul următor. Pupici!